Am revenit, dragi ascultători. Un semi-accident în direct pe zebră. Salut, salut. Azi am luat-o pe cumătra de la de mână și acum i-am dat drumul. Să ne plimbăm prin eforie, că multă treabă avem. Cu care n-ați mai fost. Aici poți să vii să cauți cazare. Băieții ăia de pe colț, oamenii ăia și femeile. Sunt plasatori. Nu, sunt plasatori. Dincolo la fel. Acolo e policlinica. Prima oară vii aici, te închin. Dă, Doamne, să găsesc cazare. Că am venit fără rezervare. Sunt o zi de sărbătoare. Da, ne aflăm în binecuvântata zi de Sfânt Ilie. Joi, 20 iulie 2017. Mulți, da, frăși, sau ei, frăși, da. Aici ai fan club Dumnezeu sau ceva? Să rămâi de vot apă. Și mai departe, evident, papuci cu vlame care sunt la modă în acest an. Aici sunteți chiar pe centru. Când căutați un bancomat de BCR, aici veniți și găsiți Raiffeisen în Transilvania și BRD. Un moș care se împiedică și își bagă fulania de scară, i-a citit pe buze. Confiscatele, mărfuri la promoții. Aici, cea mai șmecheră pizzerie din oraș. Hai norocul, mă trade-o. Vara deschis și la Belona, Corner se numește. Super băieți, bine organizați. Nu am luat comisia. Când dai, nu știu, de două ori dacă la bara asta ofertă 3+1. Aici aveți profi. Deschizi non-stop bara. Nu mă strica, mă, filmarea, stai pe cap. Stai în scenariul tău, că eu stau în al meu, da? Orașul s-a umplut acum. Dar lumea deja s-a cazat. Care a avut noroc, care n-a avut noroc. Ucraina, Bulgaria, Brazilia și România. Așa că sunt pe plaje toți și traficul destul de redus. Aici e super magazin de fructe de mare, pescărie, Kerhana. Belea, tot timpul coadă, mai ales seara. Super marfă. Șandelierul, bineînțeles. Din când în când aici anul trecut patronul se răstignea pe acoperiș, poate l-ați văzut pe la știri. Se pare că, la fel ca și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a reînviat sau n-a crăpat, că restaurantul tot deschis e, sau s-a dat jos de pe acoperiș când a venit viscul în toamnă. Așa. Bravo, ai stil din dungă în dungă, din număr până în bordură. Aici când nu vă mai ajung banii, veniți să lăsați telefoanele. Băieții care se descurcă e cea mai luat de pe plajă și luați un ban pe ele. Stația de autobuz către alte stațiuni mai interesante care v-aș plictisi de eforie. Din cu această stația pentru Constanța. Și în același timp stația de taxiuri private. Nu există o anumită firmă aici. Nu știu care face Uber în eforie, că n-am auzit încă. Autoservire, restaurant Berlin, se cântă seara aici, manele cum vă place, grătare, ai ai ai, cu buricele pe masă. Foarte frumos, dar nu prea.
Bineînțeles. Ca la mare, când ai 2 milioane jumate pe cazare, pe cameră, de râsul îți rămâne și vii la gogoașa înfuriată. Sac, fac două gogoși și o cană, un iaurt și ăla ești. Rău, vegan, vegan. Așa, nu e aglomerat deloc la ora asta. Au venit poliția să bată pe careva. Norocul meu că nu pe mine de data asta. Bicicleta cu cafea. Suveniruri toți acolo. Aveți o autoservire foarte bună, care de. Și mai jos e litoralul pe stânga. Nu mai cobor pe partea aia. Asta e o alimentară în care n-am intrat niciodată în viață. Înainte a fost poștă aici. M-a prins miliția pe Ronald Ceaușescu. Am făcut genoflexiuni și flotări și am luat la capace. Eram în clasa 6-a. M-am suit acolo, sus. Bate soarele în obiectiv. Pe scara de incendiu. De nebuni. Casa nimeni. Aici este Cristal, cafeterie, pizzerie. Un complex, iar la fel de calitate, ok. Și asta e cea mai circulată alee de neforie, strada panselelor, că ați văzut peste tot, ne plac panselele, aoleu. Una alta, hopă, panseluță, o bordurică. Deci asta e alea panselelor. Da. N-ai loc seara să te plimbi pe aici. Și acum e destul de aglomerat, însă față de ce poate ea, e practic pustiu. De seara dai cap în cap aici, n-ai, nu știu. Printr-un capăt ești, intri virgină, în partea alaltă deja ești însărcinată, așa aglomerație. De tot felul de căcaturi. Rochie pe înghețată, pe rochie de asta. Și-a luat-o de la o rochie zilele astea pe de aici. Rochie? Da, o rochie. În rest, am trecut doar așa, mâncând kebab și stergându-ne de ketchup pe umerii turiștilor. Uite ce mișto s-a asta, sterie, dar nu galben în tații mele și sfântul în față. Știi că nu ne permitem. Da, e cazare scumpă la mare. Vii și stă omul 2, 3 zile, 5. Noi te stăm toată vara, de unde dracu bani de haine? Puterea calului în vârful dealului. Calculăm contabilitate primară. Subțire, subțire, subțire. Fotolii de masaj erotic. Tofel. Teta arabe de chiloțăraie, de fructe de alea cu 2,90 trecut sub lupă, așa să nu vezi. De aia, de dai 50 de lei și îți dă restul de la 10. Asta e esența. După care ajungi în sensul giratoriu de la Imperial. Unde dai de autoservire ok și o pizzerie la familia, ca sunt ok băieții. Imperialul la fel e ok. Foarte populată și asta, mai ales în jurul prânzului.
mișcare, bună. Am început să organizeze tot felul de alte eventuri conexe. Hai încoace. Să vă le arătăm și cum ajung la Waka Park. Un câine chihuahua cu limba până la genunchi. Ăsta e Imperialul. Autoservire la partel. La parter, pardon. Restaurant, pizzerie pe fiecare nivel. Hai că luăm pe aici, nu coborâm pe acolo, deși voi așa credeați. Aici venea să mâncăm kebab când eram noi mai mici, acum vreo. Nu mi-e rușine să zic. Sunt niște turci aici, sunt ok. Da, da, știu. Sunt ok și ei. Puțin eclipsați de Imperial și la familia puțin mai adus, da? Și aici, deodată, din boschetăreala asta, lângă lacul Belona și vis-a-vis de Hotel Europa, cred că deja au zis Sărmălaia, se vede Waka Park. Care intrarea e pe partea cealaltă, coborâs pe acolo, unde n-am vrut noi să intrăm, că nu puteam să filmez de sus dacă coboram. Aici e mai bine unghiul de filmat. Este un fum de grătare aici, dar la, nu cred că e din piscină. Aici e aquapark Eforie. Un tobogan fără apă, văd. Erau niște scărpe aici, asta mai încolo sunt. Nu mai mergem pe la ele. Aici e plaja Bellona, după Aqua Park. Aici e lacul Bellona, dincolo mai departe lacul Tequirghiol, acolo e circul Toredo, cu multe animale, deși am auzit că s-au interzis animalele la circ de anul ăsta, de când au luat foc tigreia. Plaja Mării undeva în partea aia, aici Bellona, deci după Aqua Park. Și cam asta e treaba. Aici au animatori, se fac concursuri, se dau premii. E ok complexul, e ok. Numai că uneori e atât de aglomerat încât se vând bilete fără șezlong. Oricum șezlongurile sunt la cine le apucă, cine le prinde. Văd că mai sunt libere, deci nu e full. Merită venit măcar o zi. Hai, vă zic multă la revedere. Până în episodul următor.